Ziua Națională a Tineretului se apropie, iar Primăria Timișoara a pregătit o diversitate de evenimente dedicate tinerilor. În perioada 21 aprilie-1 mai, în cadrul proiectului Timișoara pentru tineri, filme, piese de teatru, concerte, competiție cu bărci dragon, picnicuri, proiecții de film și dezbateri sunt doar câteva dintre activitățile pregătite pentru tineri. Clubul sportiv nautic Banat lansează o cursă pe bega cu bărci tip dragon. Casa de Cultura Municipiului Timișoara a pregătit atât diverse spectacole de teatru, cât și o proiecție de film. La Filarmonica Banatul, tinerii sunt așteptați la recitalul educativ, comorile ascunse ale muzicii și ale literaturii. De asemenea, Teatrul Maghiar de Stat, Cinema Timiș și Cinema Victoria sunt câteva dintre instituțiile pregătite să-i întâmpine pe tineri cu brațele deschise. Parcul Dacia se va bucura de un picnic atipic în 21 aprilie de la ora 11. Acestea sunt doar o parte dintre cele peste 25 de evenimente organizate pentru tineri de ziua lor.